vor să ajungă în fața Parlamentului și să transmită un mesaj politic. Nu este posibil ceea ce se întâmplă în Siria, ceea ce se întâmplă cu rezidenții curzi, cei drept și din alte țări. În momentul de față, în România, sunt mii de astfel de persoane. În București, mai exact, în jur de 1500 de rezidenți curzi. Care este mesajul politic? Ce vor toți acești oameni să transmită celor din Parlament? Ne va spune mai pe larg domnul pe care l-am alături de mine. Bun găsit! Bun găsit! Este un meeting organizat de comunitatea kurdă pentru a condamna agresiunea turcilor împreună în colaborare cu ISIS. Este o organizație teroristă în colaborare cu un membru NATO, care în la ora actuală ne omoară copii, orașul este încercuit de organizațiile aceste criminale. ISIS este bine cunoscut de poporul român. La ora actuală, cu avioanele F-16, membru NATO, cu toate tancurile posibile, nouțe, moderne, orașul Afrin este încercuit de organizația aceasta teroristă în față, în colaborare cu membru NATO. Se spune că e NATO. V-am văzut venind aici cu cei micuți. Ce înțeleg ei din ceea ce se întâmplă acolo în Siria? Zi de zi, copiii noștri se trezesc și dorm cu bombele lui Erdogan, cu bombele membrului NATO, Turcia. La ora actuală, armele europenilor, ale americanilor, se folosesc împotriva civililor curzi. Ce pot face cei din Parlamentul României pentru... Este un mesaj, cerem... Este un mesaj de solidaritate pentru poporul nostru, care este încercuit la ora actuală de o organizație criminală, ISIS, împreună cu turci. Știm foarte bine că sunt foarte mulți curzi care locuiesc în întreaga Europa. Țineți legătura cu acei... Da, la ora actuală toți curzii sunt în străzi pentru a condamna agresiunea turcă și a lui ISIS. La ora actuală. Așadar, grupul pe care îl avem aici în Piața Unirii se va îndrepta spre Palatul Parlamentului. Vor să aducă un mesaj politic, să explice ceea ce li se întâmplă și, de asemenea, să propage un mesaj de solidaritate. Vedem foarte mulți tineri care empatizează cu situația pe care o vedem pe toate posturile de televiziune, situație din Siria, situație a unor oameni nevinovați care trăiesc sub teroarea bombelor. Mulțumesc, Diana, pentru relatări, ceea ce trăiesc familiile acestor oameni în celebrul Afrin, se spune în mai multe feluri, la acest oraș este inimaginabil, foarte mulți refugiați din această zonă. Și vă aduc aminte, doamnelor și domnilor, că nu cu mult timp în urmă, la un meeting politic, liderul turc Erdogan a urcat pe scenă o fetiță, nu mai mult de 11 ani avea acea fetiță, îmbrăcată în uniformă militară, căreia Erdogan i s-a adresat: aceasta este martira noastră, ea este gata să moară oricând. Iar cei din sală spuneau: Erdogan, du-ne repede la Afrin, un oraș din Siria cu majoritate populație kurdă. Lucrurile stau pe un butoi de pulbere acolo, iar iată curzii din capitală sunt acum în marș. Nu știu ce va face România prin Ministerul de Externe sau dacă îi va băga cineva în seamă. Noi vă spunem doar ce se întâmplă, fără părtinire și fără prea multe comentarii. Invitații de mei din studio, cărora le mulțumesc pentru prezență: Florin Constantin Durgheu, avocat. Bun găsit, domnule avocat. Bună ziua, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezență, de asemenea, și jurnalistul de investigații Dan Bucura. Mulțumesc, Dan Bucura. Domnule Durgheu, noi suntem sub zodia dezvăluirilor, interviurilor cu fugarii din România. Toată lumea se întrece, și interviuri cu oameni de ăștia căutați, care au dus-o bine și acum săracii se pare că au niște îngrămădeli așa pe șira spinării. Dar iată că în lume se întâmplă lucruri, se întâmplă lucruri interesante. Știți cum e? Moartea pasiunii, moartea audienței în România. Că dacă nu faci cu gagici goale și cu scandalul, cu Ghiță, cu Vântul sau cu cine o mai fi, parcă nu faci audiență. Dar putem vorbi teoretic, iată, de rușii expulzați din Marea Britanie, da? Despre amenințările lui Putin, care e în campanie electorală și vrea să le dea rușilor iarăși impresia de mare imperiu. De ceea ce se întâmplă în Turcia, acolo, în zona aceea,
din Balcani cu repercursiuni asupra noastră, da? Despre faptul că încearcă țările din Uniunea Europeană să ne convingă să primim mai mulți refugiați, pentru că este o dramă pe care o trăiesc cu oamenii ăștia. Emisiuni de astea serioase, super serioase, este mai greu să facem. Dar iată, curzii din România măcar au făcut ceva. Fac un marș. Poate îi bagă cineva în seamă. Constat cu plăcere, domnule Botin, că în afară de emisiunea de duminică pe care o moderați, Dialoguri Incomode, și la emisiunea din timpul săptămânii, la talkshow-urile din timpul săptămânii, abordați și alte teme decât cele care țin prima pagină a mass mediei. Și spun eu foarte corect, pentru că, într-adevăr, sunt puncte de presiune care, din nefericire, la noi în țară, trec neobservate, deoarece oamenii sunt preocupați unul să-și dea în cap altuia, ceilalți să asiste de pe margine. Toată lumea, toată opinia publică vrea să vadă care minte mai mult, că se spun foarte puține adevăruri și multe minciuni de ambele părți, de toate părțile implicate. Stăm ca fraieri în fața televizorului să vedem niște dezvăluiri care nu au mai venit aseară, cel puțin la concurență cu meciul. A fost acel interviu și nu s-a spus nimica. Efectiv am stat, cred că toți cei trei de la masa asta, cel puțin am stat și ne-am uitat degeaba. Eu n-am pus, nu m-am dus după fentă. Știam, ăla e un fel de OTV, nici nu știi ce pierde, rămâi cu noi. Da, rămâi. Am găsit-o pe Elodia. Nu s-a spus, dar nici nu s-a arătat că putea, eu din punctul meu de vedere, putea să nu se spună nimic, să fie o emisiune mută și să fie numai cu imagini. Și era mai mult decât suculent, dar nici nu s-a spus, nici nu s-a arătat. Deci, apropo de subiectul, bine, noi avem românii, în general, au o problemă culinară majoră, se mănâncă între ei. Pornind de la acest aspect, aș vrea să observ că, într-adevăr, sunt multe puncte de presiune. Acesta indicat de dumneavoastră cu acest oraș și frim, într-adevăr, este un mare punct de presiune. Nu vreau să intru în detalii, că ne cunoscând foarte, foarte bine istoria locului, ce se întâmplă acolo. Eu mă îndoiesc totuși că armata turcă este umăr la umăr cu ISIS. Nu, e o exagerare. O exagerare de partea asta. Asta mă îndoiesc, dar pe de altă acolo parte... acolo se întâmplă lucrurile. Iar episodul, și cu asta încheie episodul, invocat de dumneavoastră cu acea puștoaică, care, ceea ce n-a spus dumneavoastră acum, este faptul că acea puștoaică pe scenă lângă Erdogan plângea continuu. Deci știți imaginea. Da, plângea continuu. Acea fetiță plângea continuu. Ei, în clipa în care tu, ca șef de stat, îți... Mă rog, ai pe scenă lângă tine un copil atât de mic, o fetiță, vezi că plânge, de nenumărate ori i-a spus că da, e pregătită să moară pentru țară, tot felul de chestii. Uite fetița, uitați fetița de genul acesta. Acum. Asta este fetița, sunt imagini luate de la Euronews și în traducere liberă îi spunea, aceasta este martir, este gata să moară. Și uitați-vă la fetiță că plânge continuu. Toți cei din sală spuneau, lidere, du-ne la Afrin sau Efrin, ce înseamnă, orașul acela din... Ce înseamnă îndoctrinarea? Siriac. Îndoctrinarea peste orice limită. Ei pur și simplu nu mai gândesc cu creierul lor. Ei pur și simplu aplaudă și atâta. Eu văd o similitudine cumva cu un congres, așa, tot cu o fetiță mică, cu un lider mustăcios, adică, nu știu, poate nu văd eu bine așa. Dar e mult să fim răutăcioși, eu aș merge mai departe cu similitudinea și aș spune că inclusiv cu un anumit tip de electorat în spatele său. Da, asta e, acum se pot face multe paralelisme, sigur că da, și despre electoratul Erdogan s-a spus că ar avea un anumit profil, o masă mai mare decât altul. De ce am văzut în sala aia de congres, da, acolo, adică despre ce vorbim. Ca să fiu răutăcioș, să-mi ving partea asta malițioasă mai departe, nu văd neatât de mult similitudini cu acest congres față de congresul la care te referi tu, dar față de congresul la care te referi tu, văd mult mai multe similitudini cu întâlnirile dese, manifestații de acest gen din Coreea de Nord, de exemplu. E o chestiune de percepție. Eu nu văd cu Turcia, dar văd cu Coreea de Nord. Bine, acum noi nu prea avem acces. Mie mi-a plăcut povestea aia de la Olimpiadă cu majoretele de la lui Kim Smântână. Kim Jong-un, da. Așa am văzut congresul din weekend, că bănuiesc că la ala ne referim amândoi, ca să nu mai ne... Păi am găsit similitudine. Exact. Sala plină, lidere, du-ne la bunăstare, lidere, du-ne la Afrin, și o fetiță tânără și un nene cu mustață. Aici media de vârstă e mult sub vârsta majoratului, paralele, dar... Paralele
se opresc la fetița tânără. Că aici, acolo era o fetiță, o fetiță, și aici era o domnișoară în, în eu toată... Eu nu știu la ce v-ați gândit. Eu am făcut o glumă. Trebuie să facem genul ăsta de glume și de abordări, pentru că altfel intrăm în zona aceea de emisiuni de care vorbeai la început, că tot m-ați provocat cu subiectul ăsta și din punct de vedere al profesiei, că asta e jurnalismul. Așa învățam și noi, predau, n-am făcut decât un master, dar am văzut la școala de jurnalism, se predau, domnule, ce vinde în presă, la vremea era presă. Sunt trei elemente, sex, sânge și bani. Astea erau cele trei elemente. Zice, domnule, vrem, nu vrem, în jurul ăsta trebuie să ne calăm ca să putem atrage audiența. Nu, hai să aici nu avem nimic. Deci, și în zona de presă, senzaționalul. De exemplu, găina cu pui vii. Adică, da, dacă e că putem trece la subiectul senzaționalul general. Senzaționalul, adică, în esență, le pe astea toate. Cu odată sexul, cu găina cu pui banii. Vii, putem trece la, la subiectul fotografia, cât e fotografia, parodind o celebră reclamă la un moment dat. Bineînțeles că toată lumea s-a așteptat aseară, la prima parte din interviul acordat onor domnului Cristoiu de către Sebastian Ghiță, un alt fugar al României, în primele 5 minute, conform cutumelor de televiziune, să ne dea ceva ca, cu care să ne legăm, o bombă de presă, nucleară, vine peste noi. Ei, totul s-a dus la o nucleară care ține loc de, uite, fotografia, dar nu arăt public, oameni buni, că o arăt eu mai târziu, domnul Cristoiu, garantați dumneavoastră. Și acum noi, ca ăștia, pui de pupăză, știți cum stau aia cu ciocolețul deschis, așa? Ei, când vine mama să le aducă cât garantează ceva, maestru, nu? Așa? Așteptăm fotografia, să aflăm cât e fotografia. Dar spre remember, așa, am să rog colegii să ne pregătească fotografia, cât e fotografia, ca să știu și eu dacă avem sau nu avem prea frumosul material. Adică hai să-l, să-l urmărim și apoi îl comentăm cu mare drag. Cine dintre cei doi nu spune adevărul? Ea sau dumneavoastră? Codruța nu spune adevărul. Bun. Dumneavoastră aveți de gând să arătați vreodată vreo fotografie sau vreun filmuleț ca să mă convin și eu și, și românii, că deja cred că mulți s-au plictisit de câte ori spuneți că nu veți arăta. Fotografia mea arătați? Dumneavoastră da. Am înțeles. Dar nu cred că e momentul ca eu să fac ceva peste președintele țării, peste deciziile instituțiilor din țara mea și să încerc și să provoc eu într-un fel sau într-altul căderea sau menținerea acestei doamne. O să mi-o arătați chiar în cursul interviului, sigur că nu o să arăt. O să vedem, o să mi-o arătați și o să mă conving și o să conving și... Vă arăt acum, ca să nu mai avem dubii cu privire la vizita la mine acasă, da, a doamnei Chioveși. Te-ați sunat să o țineți în telefon? Am pus un poza aici. Stați, credeam că o țineți undeva pe un stick secret. Da. Nu pot să oară la camera. O să ne explicați de ce. Deci eu am această am imagine, fotografia. Domnul avocat, vă arăt dumneavoastră, da? O vedeți? Da. Dar n-am voie, că accept întâi președinte. A văzut și domnul Bucură, gata. N-am văzut Bucură. Am încredere asta în dumneavoastră. Asta ca garantați? Să putem, deja suntem doi, avem o problemă, că dacă apare ne suspicionăm unul pe hai aici. Să fim serioși, oameni serioși. Dar ce a spus Ghiță în mega interviul? Dar ați observat o chestie, domnule Botin? Domnul Cristoiu a spus, o să-mi arătați fotografia, eu nu o să o arăt. Și după aceea domnul Ghiță nu, dar vă arăt acum. Și după aceea domnul Cristoiu întreba, poți oară? Dar dânsul știa foarte clar de dinainte. O să-mi arătați? Da, înțelegerea era foarte clară. O să-mi arătați fotografia, eu nu o să arăt și după aia a trecut mai departe. Bine, acum această fază, sincer, eu n-am înțeles-o. Tot respectul pentru maestru Cristoiu, chiar îmi plac foarte mult și am mine, în afară de povestea cu găina care a născut pui vii și alte chestii de genul ăla, dar după ce a trecut de acea etapă, domnul Cristoiu din condoiul domniei sale chiar au ieșit niște articole remarcabile și cred că niciun om de bună credință nu mă poate contrazice. N-am înțeles ce și cum cu acest interviu, din punctul meu de vedere, a avut foarte, foarte, foarte mari carențe. E clar că la cocoloșit foarte frumos, față a fost mult, mult, mult prea amabil cu domnul Sebastian Ghiță. Bine, mult prea amabil în sensul că
îi povestea cât de bine arată toate cele, dar întrebările alea incomode pe care vrea lumea să le afle ca să detoneze nucleara au lipsit cu desăvârșire. Acum, au fost niște momente pe care le-a ratat. Dacă îmi dați voi, o să mă substituie în avocatul domnului Cristoiu, mai ales că suntem aici împreună cu un avocat, pot să vă spun, e doar senzația mea, încă n-am informații. Senzația mea este că toată această construcție este una graduală, motiv pentru care cred că vor exista și sper, în primul rând, pentru admirația pe care o port unui jurnalist mare. Totuși, noi, generația mai tânără de jurnaliști, am avut modele în tinerețea noastră, să spun așa. Era Ion Cristoiu, era Dumitru Tinu, Dumnezeu să-l ierte, și mulți, încă mai sunt câțiva. Și eu am apreciat tot timpul pe Cristoiu ca și jurnalist din toate punctele de vedere. Dar nu comentăm pe Cristoiu. Mi se pare că partea aceasta este eminamente una introductivă și totul a fost gândit, inclusiv tăierea asta pe bucăți, ca să fie graduală. Eu cred și sper ca până la episodul 3, dacă nu, hai, maxim 4, finalul apoteotic, să avem răspunsuri la OTV. Bun, Elodie a avut 200, nici nu mai știu, sau 1000, abar n-am înțeles. Dar 200. Fără niciun fel de similitudine. Acum, nu. Eu sper să nu avem în studio să intre cineva să-l ia, cum l-a luat Cioacă pe Dan, nu Cioacă, cum l-a luat ăsta, Tolea pe Dan Iaconescu, să-l bage. Dar eu să intre, că e registrat într-un hotel din Belgrad, în sala de conferințe. Poate a intrat și în timpul registrării și au păstrat imaginile. De ce în înregistrare nu poți să... Sigur, acum glumim, da. Pe de altă parte, repet, eu așa cred că a fost gândit, ca o chestiune graduală. Comentatorii acum zic, domne, nu-i nimic, diseară poate și pun semne de întrebare, iar în episodul 3 și 4 să vină, într-adevăr, celebra nucleară, cum au anunțat-o, da? Dacă nu e așa, înseamnă că e o problemă inclusiv pentru Ion Cristoiu, care, vrem, nu vrem, trebuie să admitem că girează această poveste, inclusiv prin regiile astea. Pot, nu pot. Se vede că sunt lucruri trucate sau, mă rog, noi ăștia care mai... Mă rog, e direct așa, mai apărăm pe la televizor, mai comentăm așa. Noi nu ne-am dat seama. Sunt convins că telespectatorii, cel puțin publicul B1, care e un public extrem de inteligent, s-a prins de toate dedesubturile astea fără să le explicăm noi. O singură idee vreau să mai subliniez, care mi se pare extrem de importantă. Povestea asta, în prima parte, Sebastian Ghiță n-a făcut decât să se prezinte pe el, da? Ca un bun român, ca un investitor nevinovat, prigonit, părăsit, abandonat, ați văzut, inclusiv de prieteni buni și așa mai departe. Dar eu atunci aș ridica o singură întrebare. Domnule Ghiță, dacă dumneavoastră sunteți și mergem pe bună credință, exact așa cum v-ați descris, și o victimă și un bun român, un patriot, un om de afaceri cinstit, păi dumneavoastră, domnul Ghiță, n-ați vrea să-l susțineți și să-l ajutați pe președintele României, care este o persoană la fel de importantă și de iubită de noi românii, să-l ajutați să ia o decizie mult mai în cunoștință de cauză și mai bine documentată cu privire la acest cartof încins numit revocarea Laurei Codruțea Căveșii? Că asta spune la final. Nu vreau să arăt poza ca să nu influențez. Păi eu mi-aș dori să am un președinte și informat și documentat, care să aibă toate deciziile și toate cărțile pe masă, ca atunci când ia o decizie, să ia o decizie înțeleaptă și corectă și normală. Admițând că ai dreptate și că au gândit, nu știu cine, Andronic cu Cristoia, că Andronic e producătorul, da? Dan Andronic. Au gândit o chestie de asta. Dom'le, dar nu poți să anunți cu tam-tam fără să dai o cireașă. În 38 de minute de interviu am auzit doar domnul Ghiță ce ați mai slăbit. Cireașa s-a vrut povestea asta. În primul episod cireașa asta. Dar n-am prins-o. Noi, cred că era o cireașă mai stricată. Ați observat un lucru, că am fost foarte atent și acum când ați reluat imaginile și ieri în direct, bineînțeles că am fost foarte atent. În clipa în care i-a dat telefonul să se uite la poză, eram foarte atent la imagine, la mimica domnului Cristoiu, că era foarte important. Nu, părea cum mai văzuse poza. Da, era cel că mai văzuse poza. Mai văzuse poza, de nimic nu l-a surprins, dar nici măcar așa de amoroarte, așa pentru telespectator, n-a pozat într-o surprindere. Ideea următoare, mergând pe logica domnului Bucura, care și din punctul meu de vedere este corectă, eu aș adăuga că ceea ce s-a întâmplat ieri a fost de fapt arătarea unei pisici, că ce a făcut Sebastian Ghiță a arătat o pisică, nu vrea el să o arate momentan, dar aici vreau să ajung. I-a arătat poza domnului Cristoiu, perfect.
Dacă într-un alt episod, și mă bucur că ați făcut paralela cu Elodia, că dacă făceam cu tânăr și neliniștit, aveam multe episoade de așteptat. La un moment dat va veni și va arăta poza. Întrebarea pertinentă este următoarea. Care va fi justificarea să o arate atunci și de ce nu a arătat-o acum? Să ne țină în suspans? Păi nu, păi asta trebuie să întrebăm pe Dan Bucură, da. Că el e adeptul teoriei că vine decizia, ceva gradual decizia, și nu știu decizia ce. Decizia domnului președinte referitor la revocare. Îți aduc aminte, Dan Bucură, cu tot respectul de care dau dovadă, știi că dau dovadă de respect maxim în prea frumoasa emisiune, Ghița mai ieșit cu niște registrări pe care, iată, le trimitea el la plic alb cu sticul înăuntru și la un moment dat, le-a oprit brusc. Dar că și n-a avut cu cine să negocieze o scăpare de dosare. Acum iarăși face la fel. Și tocmai de asta mă determină să cred că și aici e o administrare graduală. Și în acele înregistrări, primele două episoade, dacă facem un efort de memorie pentru telespectatorii noștri care poate nu-și mai amintesc, dar și pentru noi, primele două au fost tot așa niște povești, iar probele, lucrurile palpabile, care într-adevăr au fost, din punctul meu de vedere, au fost imaginile cu adjunctul șefului SRI Florian Coldea, au fost acele facturi și bilete de avion și așa mai departe, au venit tot așa într-un episod ulterior. Cred că asta e tehnica. Nici nu bănuiesc neapărat pe Androni cu Cristoiu de această regie, cât mai repede pe Ghiță, că am văzut cum a făcut primul episod. Adică tot așa a fost, sau, mă rog, are aceiași consultanți atunci, dați-mi voie să vedem pe ideea asta. Că așa a fost și atunci. Întâi a lansat un fonfleu, ăștia au fost statul paralel, eu am fost acolo, între ei, nu știu ce, nimeni, toți se teau, bă, un fugar penal care uite ce spune. Și după aia, pac la războiul cu hârtia. Păi nu, dar nu cumva mergem noi la Fenta acum, că de fapt Ghiță iarăși încearcă să-și aranjeze niște dosare și le spune ăstora, folosindu-l acum pe domnul Cristoiu, care clar știa întrebările, pentru că diferența întrebare-răspuns nu era nici măcar de o milisecundă, adică Ghiță și aranja ideile în timp ce... Cristoiu este într-o situație delicată, asta trebuie să admitem. Este extrem de delicată, maestru Cristoiu, dar ideea este următoarea. Mâine, poi mine, Ghiță, prin chestii ascunse așa, prin toată povestea asta, și aranjează dosarele și la un moment dat o să spune, băi, s-a stricat banda. Nu mai avem frățioare despre ce să vorbim. Imediat o să discutăm și despre ăștia, cabrazii, parlamentarii lupește prăjit, care s-au inflamat în urma difuzării acestui interviu. Până atunci stăm de vorbă cu Gelu Vișan. Domnia sa a scris în numărate ori pe pagina sa de socializare care și cum treaba cu sistemul și sunt tare curios să aflu părerea lui Gelu Vișan. Bun găsit, Gelu Vișan. Bună ziua, mă bucur că sunt... Este de prisos să întreb că dacă ziua, l-ați văzut sau nu interviul de aseară. L-ați văzut, nu? O bună parte din el. De ce? La ce minut ați adormit? Nu. Am văzut interviul, dar mă așteptam la cu totul altceva. Ca noi toți. Gelu Vișan, ce înțelegem noi din ce a hotărât Ghiță să ne spună? În primul rând trebuie să știm, să vedem cine este Ghiță, ca să putem să judecăm un astfel de interviu, trebuie să vedem cine este Ghiță. Lăsând la o parte că este plecat din țară, cu cea mai departe, este un fost om al sistemului și în toată lumea sunt astfel de situații. Țineți minte, sunt cazuri de oameni care sunt titulat prin ambasade și de acolo vorbesc da, Wikileaks și așa mai departe. Deci este un om, fost om al sistemului, actualmente el nu mai este în grațiile sistemului, care devoalează ceea ce la un moment dat s-a întâmplat și ceea ce el cunoaște. Pe restul, în ceea ce îl privește pe Ghiță, pe mine nu mă interesează. Mă interesează însă foarte tare ce spune. Și de asta este, dacă vreți, ceea ce afirmă Ghiță, e bine să vină și cu acele dovezi importante, ceea ce afirmă Sebastian Ghiță este important pentru noi toți, pentru că observăm că șeful militar, general al Serviciului Român de Informații, se trăgea de brăcinari cu oamenii politici și cu oamenii de afaceri, care aveau sau nu relații cu serviciu. Din punct, făceau jocuri politice. Observăm că, după spusele domnului Ghiță, Procurorul General al României mergea la dumnealui acasă. Bun, eu știu foarte bine că lucrurile stau așa și de la Sebastian Ghiță și din alte surse. Dar, lăsând la o parte, Ghiță, care și-a asumat aceste declarații, trebuie să le și probeze. Eu sunt curios de un singur lucru, dar nu vreau să intru într-o zonă de cancan. Ce făcea
doamna procuror general la Ghiță acasă. Eu n-am nicio îndoială că s-a ducea la Ghiță acasă, pentru că știu lucrul acesta. Dar ce făcea? Că n-a fost decât o singură dată. Gelovișan, dar ce ne-a spus până la urmă Ghiță și nu știam noi? Bun, nu a venit cu acea... El are multe de... El are multe de spus. În mod special, aici m-aș referi la procurorul general al României din timpul respectiv. Dacă procurorul general al României mergea la Șuiețe, la Ghiță, unde o găsea mai mult sau mai puțin întâmplător Ponta, pentru că Ponta a pus și el o întrebare, și anume, eu am găsit-o acolo, ce făcea ea? Aceeași curiozitate am și eu, ce făcea ea cu Ghiță acolo? Da? Din punctul ăsta de vedere, Ghiță, în momentul ăla, după câte știu, era un om care era cercetat penal, cel puțin cercetat, dacă nu chiar inculpat, nu mai știu calitatea lui exactă, iar și era un om de afaceri. Din punctul acesta de vedere, Procurorul General al României a încălcat multe, dacă vreți, norme. E posibil să fi încălcat și legea. Stai puțin, Gelu Vișan, acum comentăm marea dezvăluire a lui Ghiță, episodul 1, da? În care Ghiță, zice Dan Bucura, ne-a făcut o pregătitoare pentru speră și Dan Bucura pentru ceva fulminant, nucleară de presă, cum spunem noi, dar până la urmă Ghiță n-a spus nimic, s-a victimizat. A spus că, mă rog, el săracul e cel mai onest băiat din lumea asta și oricum, dacă stai de vorbă de 100 de ori cu Coldea, mai contează, adică toată lumea stă de vorbă de 100 de ori cu Coldea, dar el nu-i de-al sistemului și ne s-a jucat de a uite fotografia, nu-i fotografia. Te aștepți cumva, Gelu Vișan, să vedem vreo fotografie cu Codruța Chioveș și la Ghiță acasă? Și dacă o vedem, te rog pe scurt răspunsul, dacă o vedem, schimbă cu ceva povestea? Dacă o vedem, Ghiță trebuie să spună el ce căuta Chioveșile la ca. Pentru că în spațiu public există zvonuri extrem de serioase vis-a-vis de legătura dintre cei doi. Am înțeles. Mulțumesc, Gelu Vișan. O zi bună. Și eu. Domnilor, tot în contextul ăsta s-au trezit mă aleși neamului, adică ei. Bă, stai puțin. TVR-ul, că și el e pe aici, pe piață, a dat și el interviul cu Ghiță, dar tot în interes public. Băi, și s-au apucat aleșii poporului să facă ei iureș, gura mare care... Unii, știi? Și, bă, să vină toată conducerea TVR-ului în corpore, în fața noastră, să spună de ce a difuzat acel interviu. Întrebarea mea, dar ei ce treabă au cu interviul ăsta și cu politicile TVR și în general la televiziunilor? Înainte de a intra pe acest subiect, vreau să punctez un lucru apropo de aceste episoade cu domnul Sebastian Ghiță. E adevărat, arată ca o pisică fluturată, dar din punctul meu de vedere, domnul Sebastian Ghiță, sub nicio formă, nu trebuie și nu are de ce să încerce să-și aranjeze dosarele. Pentru că, să nu uităm, domnul Sebastian Ghiță a fost achitat într-un dosar. Văzând modalitatea în care unitatea de elită de la Ploiești acționa și văzând în ce fel, în ce mod se alcăteau aceste dosare, nu este greu previzibil ca domnul Ghiță, cu apărare bună, și nu mă îndoiesc că are parte de o apărare excepțională la poziția domniei sale, în mod cert și-a angajat avocați buni, foarte buni de prestigiu, având o apărare bună, nu trebuie să mai spere decât într-un singur lucru. Să aibă parte și de complete, echilibrate, corecte, dispuse să aplice legea. Ce legătură atunci... are asta cu interviul dintre doi buni români? Nu. S-a spus de nenumărate ori faptul că Sebastian Ghiță încearcă să-și aranjeze dosarele, încearcă să-și aranjeze... Eu cred că arată pisică acum. Și am spus că arată pisică, dar pisică e altceva, dar nu se sugea și aranja. Nu mai am, ieșit cu interviul ăsta pentru că sunt disperat, sunt la limită. Este. Cine are ceva cu mine, da. Atenție că pot să spun tot. Fără a avea vreo simpatie pe față de domnul Sebastian Ghiță, întrebarea este următoarea. Nu orice om normal ar fi disperat dacă ar fi în situația lui? Bun, hai cu parlamentarii ăștia, cu aleșii neamului. La ce au sărit la jugulara TVR-ului? Că a difuzat el TVR-ul? Ce treabă au parlamentarii cu povestea asta? Acum evident că există o presiune din partea liderilor anumitor partide și persoanele care sunt în Comisia de Cultură și au posibilitatea... Ăștia, niște ei, da, comentează ei. Sunt neapărat că au sărit din convingere, dar dacă asta e linia de partid, știți că parlamentarul român are un pic așa din caracterul unui animal pe care îl venerează ministrul agriculturii. Fără nicio supărare, dar e o realitate. Așa că cred că asta s-a întâmplat. Dacă de la centru s-a dat semnalul, bă, nu e bine...
Pe TVR, a fost, pe TVR a fost dintotdeauna o luptă. Pe conducere, o pun unii și ceilalți sunt nemulțumiți, pe bugete, pe multe alte lucruri. Acum, sigur, TVR-ul trebuie să-și asume și genul ăsta de critici, de controle, de nu știu ce, pentru că, spre deosebire de B1 și de orice multe alte televiziuni de pe piață, înhață și trăiește cu banul public al poporului. Dar nu te supăra pe mine. Acum, eu nu țin partea celor de la TVR acum. Dar e un subiect de presă, se aștepta nuclear, adică, bă, a venit și el, cum vine TVR-ul, bă, facem și noi audiență, nu? Că ne cer ăștia niște chestii, niște puncte, niște rating-uri. Bă, și se trezesc parlamentari ăștia. Vreau să spun un singur lucru. Sunt perfect de acord că pentru audiența poate justifica orice și este corectă ideea asta. Însă, dragul meu, având în vedere că alte 3 televiziuni private difuzau deja evenimentul, partea cu audiența lasă-mă să fiu un pic sceptic în ceea ce privește televiziunea de stat. Poate greșesc. Okay. Adică dacă avea o exclusivitate și îl prindea TVR-ul pe Ghiță, nu știu pe unde, trebuia dată indiferent ce se întâmplă. Aici a fost o decizie de masă. De aia... Nu știu ce chiar... place mie. Păi eu am o problemă. Uite, n-am putea face așa. Ghiță, știu că te uiți la emisiunea acum, că zapezi de acolo. Dă-mi tu mie un telefon, că te bag eu în direct dacă e nevoie. Da. Ce? Să vedem poza. Bun, ideea rog, dacă vreau să te... Nu, eu asta întrebam. Ce treabă are parlamentarul să se bagi el? Lăsăm la o parte audiența, nu vorbim de audiență. Aici n-a fost doar vorba de un subiect de presă. A fost vorba de un subiect care chiar interesa poporul român. Motiv pentru care televiziunea română, care trebuie să fie independentă, chiar era datoare să prezinte acest eveniment. Și jos pălăria față de atitudinea TVR-ului de a prezenta. Din punctul meu de vedere au procedat corect. Nu pot să-l contrazic pe Dan Bucura. După spiritul de oaie s-a văzut la parlamentar. Bun. După publicitate o să vorbim despre 2 cazuri interesante. Primul dintre ele, celebrul polițist pedofil, acel Stan, Eugen Stan, a scăpat de un dosar de agresiune sexuală, care va să zic că întâmplat în 2016. Așa l-au hotărât în alta curte de casație și justiție. De ce? O să ne spună colega Liliana Năstase după publicitate. Și tot după publicitate, ceva în care pur și simplu aproape că nu credeam, sau despre care nu credeam că se va întâmpla. Frate, e viu. Omul ăla s-a dus în fața instanței și instanța refuză să-l declare viu. Știți povestea? O aflați după publicitate. Bun, am revenit, doamnelor și domnilor, vorbim despre o decizie cel puțin stranie din punctul meu de vedere. Celebrul polițist pedofil Eugen Stan a scăpat de un dosar, o agresiune sexuală din 2016, agresiune pe care ai săi colegi de birou, polițiști, nu-i așa, doamnelor, domnilor, au acoperit-o. Mai multe știe despre decizia în alții curs de casate și justiție, Liliana Năstase. Bun găsit, Lili. Bun găsit, este vorba despre o verificare făcută de către inspecția judiciară care s-a sesizat din oficiu imediat după arestarea preventivă a polițistului pedofil în legătură cu modul în care procurorii de la parchetul judecătoriei sectorului 5 au instrumentat cauzele în care existau plângeri de agresiune sexuală, iar suspectul principal ar fi fost Eugen Stan. Cu toate acestea, procurorii au fost găsiți nevinovați, astfel că lucrările au fost clasate de către inspecția judiciară. Unul dintre motivele pentru care cauza a fost clasată a fost că procurorii nu ar fi tergiversat intenționat aceste cauze, ci tocmai din cauza volumului foarte mare de muncă, astfel că o astfel de situație nu poate fi imputată, spun inspectorii de la Inspecția Judiciară, unui procuror. Au fost verificați procurori de la parchetul judecătoriei sectorului 5, de la parchetul judecătoriei sectorului 6 și de la parchetul Tribunalului București, acolo pe unde au ajuns dosarele cu plângeri penale împotriva lui Eugen Stan. Mulțumesc frumos, Liliana, de ale justiției. Adică, asta chiar era nuclear. Nu. Să nu se confunda, pentru că opinia publică poate fi ușor indusă în eroare. În clipa în care se spune s-a clasat un dosar în ceea ce îl privea pe polițistul pedofil, orice om care știe cu ce se mănâncă dreptul penal se gândea la faptul că procurorul ar fi dat o clasare.
clasare, e o clasare în ceea ce îl privește raportat la acuzațiile aduse. Nu, este vorba de cu totul și cu totul altceva. S-a clasat cercetarea disciplinară deschisă de inspecția judiciară împotriva procurorilor, pe motiv că ar fi tergiversat. E cu totul și cu totul altceva. Da, da. Nu, nu, nu vizează fondul cauzei. Asta nu înseamnă că acest polițist pedofil dezaxat este nevinovat. Sau n-am spus nimeni că este nevinovat. Nu, dar că s-a clasat în ceea ce îl privește. Domnule, nici aia chiar era un nuclear. Hai să vă spun, știți care a fost de pe urma acestui dosar singura sancțiune, să spunem așa, sau pată în CV-ul polițistului respectiv este că a rămas cu porecla violatorul. De la acest prim dosar, dacă vă amintiți, că după aceea îi spuneau colegii de la muncă violatorul. Cu atât ale. Ceva care o să vă dea la propriu pe spate, oameni buni, și nu este o piedică dată în prea frumosul dumneavoastră mers, este un hățiș al justiției din România. Constantin Reliu, e un om din Bârla, din Vaslui, nu are nicio vină omul că e din Vaslui, a plecat prin 92 în Turcia, după aceea nu și-a mai văzut familia de prin 99, nevasta l-a declarat mort, a obținut certificat de deces, s-a măritat cu altul și a fugit în Italia după ce a vândut tot. Ăsta l-au prins turcii fără pașaport, l-a expulzat aici la vamă, abia l-au primit, zice, băi, tu ești mort în acte, da, bine. Ei bine, de atunci, oameni buni, omul acesta încearcă să dovedească în instanță că este viu și se prezintă viu și în viață și pare mălăiață în fața judecătorului. Ei bine, a pierdut definitiv procesul prin care se cerea anularea declarării decesului. Cu alte cuvinte, suntem în Guinness Book of Records. Avem un om cu certificate de deces la purtător, adică îl poartă omul, nu are niciun fel de treabă. Ce ziceți, domnule? Nu am ce să zic, vă dați seama. Doamne, așa ceva n-am auzit în viața mea. Această probă, prezența în viu în fața judecătorului, se pare că nu a fost irefutabilă. Nu a fost considerată de judecători ca fiind o probă indubitabilă a faptului că acesta este viu. Dar motivarea, că solicitarea ca să fie declarat viu, i-a fost respinsă ca inadmisibilă din punct de vedere procedural. E altceva. Pe cum, domnule avocat? Nu știm... Dar ce trebuie să știm? Că Dan Bucura e viu. Nu știm cum a promovat. Nu, nu. Din punct de vedere procedural, nu faptic, nu pe fondul cauzei. Din punct de vedere procedural, noi nu avem de unde a ști cum a promovat acel om această acțiune. Dacă a, mai mult ca sigur nu s-a conformat dispozițiilor codului de procedură civilă, tocmai de asta a fost respinsă ca inadmisibilă. Nu s-a respins ca acțiunea ca nefondată în sensul că tu, nu, deși ești viu, ești domnul, puțin mort. Eu înțeleg ce spuneți acum, dar cred că orice om de bun simț în lumea asta, că n-a știut ăla să facă un act, să scrie pe un A4, trebuia îndrumat. Trebuia îndrumat. Colo de treabă. Da, adică tu ești atât de fixist în lumea asta încât să spui, boss, rămâi în continuare mort, procesele că tu de atât, fapt n-ai procesele scris bine atât, pe A4. Domnul Botin, procesele atât cele civile cât și cele penale se desfășoară după anumite reguli sau așa ar trebui să se desfășoare. Hai să schimbăm regulile. În schimb, într-adevăr, acest om trebuia îndrumat în pofida unei realități evidente cum îi viu. Dacă acest domn de 63 de ani mâine dă corangă în cap cuiva de pe stradă și persoana răspunde penal? Nu răspunde penal, că am bucurat. Știți cum e? Exact ca povestea aia cu în litera și în spiritul legii. Adică trebuie așa să vedem o interpretare mai largă. Aici îți de acord cu tine. Sigur că domnul avocat vorbește tehnic și are dreptate, dar îl vezi pe om fizic acolo. Nu poți să faci o motivație să spui, domne, procedural ești mort. Nu există. Adică îndreaptă cumva judecători. Ei au făcut, știți cum e, ca și cartoful încins. L-a luat, aici e greșit, aici eu n-am cum să răspund. Procedural ești mort, du-te acasă. Du-te în altă parte. Domnule Botin, terminăm cu altă întrebare. Ce se întâmplă dacă Elodia trăiește, apare la un moment dat, domnul Cioacă, după ce își folosește pedeapsa... Procedural, statul rămâne și cere scuze și... Bună întrebare! Și omoară de-a dreptul, de oftică. Ce se întâmplă? Tudor Barbu! Imediat vă spune ce cu pensiile. Asta... O știe el, imediat vă spunem ce-i cu pensiile. Sună titlul de altă televiziune, nu-i mai. Ne revedem mâine la 11 și la 16, toate bune!